Înțelegerea și acceptarea doctrinei Harului irezistibil va reforma total metodele de evangelizare. Dom'le, dacă eu știu, gândiți-vă la un evanghelist, dacă el știe că fără lucrarea secretă supranaturală a Duhului Sfânt nimeni nu se convertește, omul nu va mai folosi nicio tehnică de manipulare, corect? El știe, dom'le, eu degeaba încerc să pun presiune pe ăștia. Hai, mai cântă corul încă o dată, încă un refren, încă un refren. Nu, acum e ultima chemare, ultima tanșa. Și pun o presiune inutilă asupra oamenilor. Și dacă oamenii vor lua o decizie, vor lua o decizie pur emoțională. Da? Sau o decizie intelectuală, dar oamenii nu au inima transformată, nu sunt născuți din nou. Dacă eu știu că există un har puternic, supranatural, a Duhului Sfânt, care transformă păcătoși, atunci toate abuzurile s-ar stopa, dacă cred în asta, dacă accept lucrul ăsta. De asta implicațiile sunt enorme. Sunt enorme.